Frați și surori, vă aduc salutări din partea fraților din Spania și Italia. Ei doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste noi aici. De asemenea, aș putea să spun cu mult mai mult de jumătate din ei ar vrea să întoarcă în țară și atunci când vor putea să o facă, au inima legată de România și ar vrea să o facă. Acum să ne îndreptăm spre Scripturi, oprindu-ne la cea de-a noua lecție din tematica Vremuri grele, vremea nedreptății. O astfel de vreme este o ciudată îngăduință divină când unii oameni trebuie să suporte să fie înșelați, asupriți, păgubiți de către alții. Iată cum se sesizau astfel de vreme înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 3, versetele 16 și 17. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice fapt. El a rostit aceste cuvinte făcând ca o statistică a timpului, că e o vreme a nedreptății, dar Dumnezeu va aduce vremea când va face dreptate. Dar vreau să vă citesc din cartea profetului Habacuc, care suferea mult mai mult pentru o vreme a nedreptății. La pagina 901, capitolul 1, versetul 3 și 4. El striga astfel, pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și sâlnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Studierea unei astfel de legi nu trebuie nici măcar să ne permită să gândim că Dumnezeu ar fi nedreptat. Caracterul lui rămâne constant drept. Iată ce este notat în cartea Deuteronom, capitolul 32, în cântarea lui Moise, despre acest atribut al lui Dumnezeu. El este stânca, lucrările lui sunt desăvârșite, căci toate căile lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Și în privința dreptății lui Dumnezeu, vreau să mai adaug ceea ce este scris în Psalmul 94. Versetul 15. Asta pentru a lansa deja o primă ipoteză a ceea ce trebuie să concluzionăm în final. Ci se va face odată judecată după dreptate și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Haideți să analizăm câteva situații, câteva stări, vrem de nedreptate din Vechiul Testament și din Noul Testament. Voi lua doar două la număr. Să ne amintim de Iosif, fiul lui Iacov, care mai întâi în cartea Genesa, capitolul 37, a fost vândut de frații săi. Nici vorbă de dreptate. Nu era vinovat, am putea spune, cu nimic. Că doar visele nu erau o vinovăție proprie, dacă ceilalți ar fi considerat-o ca o tendință de supremație viitoare. Întorc o foaie în Scripturi și ajung în Geneza 39,
unde asistăm la o altă nedreptate. Spune Scriptura aici, de la versetul 14, ceea ce a spus femeia lui Potifar: vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Versetul 17, i-a spus și soțului ei: robul acela evreu pe care ne l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Versetul 20, au luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși și întemnițați împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo, în temniță. A fost o vreme în care s-a îngăduit celor nedrepți să-l acuze pe nedrept, să spună minciuni despre el și o să sufere. Și au fost ani de zile. A suferit nedreptăți din partea familiei, din partea străinilor. Și unde ar fi putut ajunge mai greu dacă nu în pușcărie? Avem un caz oarecum deosebit, Iov, și pe parcursul cărții sale el striga mereu după dreptate. Amintiți-vă că în capitolul 1, în baza unei decizii luate în cer, s-a permis diavolului și oștilor lui să-i distrugă familia și toate proprietățile. Au rămas doar niște informatori care aveau menirea să îl apese în mod gradual. În capitolul 2 a urmat boala și nu numai, disocierea soției lui de el. Apoi vă citesc din cartea sa, din capitolul 19, să vedeți ce spunea el în versetul 7. Și aș vrea, încât se poate, să-l înțelegem, să intrăm în starea lui. Iată, țip de sâlnicie și nimeni nu răspunde. Cer dreptate și dreptate nu este. Nici măcar în înțelegere, în compătimire nu găsea dreptate. De cum, în mod faptic, pe teren, ca să-i se restabilească onoarea și proprietatea. Și în aceeași carte mai adaug, din capitolul 27, versetul 2, o apreciere a lui care este o ispită frecventă pentru oameni în stări de nedreptate. El a zis: viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este Cel Atotputernic care amărăște viața. Pentru că Dumnezeu îngăduia. Nu, Dumnezeu era autorul nedreptății. Cum am citat la început, Dumnezeu este absolut drept. Dar iată că a îngăduit o vreme de nedreptate. Luni de durere. Însă, puțin mai târziu, în capitolul 34, Elihu a făcut o precizare în versetul 10, care s-a adeverit, nu după multă vreme. Ascultați-mă, dar oameni pricepuți, departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de Cel Atotputernic fără de lege. Să amintim și din Noul Testament un caz relatat de Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, capitolul 18, foarte concret și la subiectul nostru, scrie aici de la versetul 2: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Rețineți, multă vreme, vremea nedreptății. Dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văd după aceasta mă tonecăjește, voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: au zis ce zice judecătorul nedrept? Și apoi a generalizat: și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Și un alt caz, lângă această beată femeie despre care nu știm prea multe, dar în mod sigur ca ea, au fost și altele sau alți oameni care au suferit din partea diferitelor autorități sau
altor forme de asuprire nedreptății. Vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor câteva despre Apostolul Pavel. În Fapte 19 este descrisă răscoala din Efes, de la versetul 26, el este învinuit prin glasurile lor. Și vedeți și au zis că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a bătut mult norod și zice că jeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. 28. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor. Cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toți într-un gând la teatru și au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristar, tovarăși de călătoria lui Pavel. Pavel vrea să vină înainte norodului, dar nu l-au lăsat ucenici. Iar de la versetul 37 este notat ceea ce a spus logofătul: căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva adiției noastre. Deci, dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile judecată și sunt dregătorii să se părească unii pe alții, aici a scăpat doar cu o adunare publică răzvrătită împotriva lucrării ce o făcea. Dar a urmat apoi o vreme în care a fost arestat și a stat ani de zile în temniță. Scrie în 21:30 despre momentul acesta. Dar nu în Efes, la Ierusalim. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul în toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, al cărui uși au fost încuiate îndată. Și de aici au început judecățile, a fost mutat în arest la Cezarea și apoi dus la Roma. Deși în capitolul 26 cu versetul 31 ultimul dintre ierozi a notat următoarele cuvinte: omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și totuși a stat multă vreme închis. El scria lui Timotei în a doua epistolă, capitolul 2, de la versetul 8, despre detenția sa: adu-ți aminte, Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, în via din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Nu a fost susținut la un cuvânt de apărare. Și a sfârșit viața în asemenea condiții de nedreptate, de învinuire pe nedrept. Și câți credincioși de-a lungul istoriei n-au suferit nedreptăți chiar prin formele de martiraj sau alte nedreptăți de ordin economic sau social. Să urmărim acum care trebuie să fie comportamentul nostru în stări de nedreptate. Cele patru cazuri ce vi le-am dat poate sunt mai grele decât formele de nedreptate ce le avem noi în mod cotidian. A noastre sunt mărunte, rar care are câte o nedreptate de proporții, cel puțin în vremea aceasta. Oricum, noi trebuie în orice moment să fim gata la o, adică să ne așteptăm la o vreme de nedreptate. Pe pământ nu domnește dreptate. Chiar acolo unde Dumnezeu cultivă valorile sfinte, te poți aștepta să întâlnești nedreptate. Dumnezeu a strigat prin profetul Isaia în capitolul 5 al cărții sale, vorbind despre Iuda, ca vița cea aleasă, și a zis în versetul 7, el se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. Dar, de regulă, cei nedreptățiți sunt străinii și săraci. Că nu-s de-ai noștri. Străinii și săraci. De aceea este scris în cartea Exod, capitolul 23, mai multe
reglementări pentru cei în drept, dar și pentru întreaga masă de oameni. Citez de la versetul 2. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptate. Să nu părtinești pe sărac la judecată. Dacă întâlnești bolul vrăjmașului tău sau măgarului rătăcit, să-l aduci acasă. Versetul 6. La judecată să nu te atingi de dreptul săracului. Ferește să faci o învinuire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept, căci nu voi ierta pe cel vinovat. Versetul 9. Să nu asuprești pe străin. Știți ce simte străinul, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Oamenii practică nedreptatea pentru că nu iubesc. Și săracii nu pot fi iubiți că nu sponsorizează și nici nu dau mită, că n-au ce. Și străinii nu sunt iubiți, că oamenii de-abia iubesc pe ei lor. De aceea, în același ton, este scris în Cartea Levitic, capitolul 19, versetul 15. Să nu faceți nedreptate la judecat. Să nu cauți la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mai mari, ci să judești pe aproapele tău după dreptate. Ei, da, noi nu suntem într-un for judecătoresc să luăm în mod frecvent decizii de genul acesta. Totuși, astfel de decizii se iau la nivelul nostru. Facem aprecieri uneori gratuite, condamnăm pe oameni, poate sunt nevinovați, îi judecăm, chiar fără a le face o analiză și un dosar ca atare. Dar pe lângă astea, vă citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 24, să vedeți o altă posibilitate de nedreptate, poate la fel de frecventă ca și cele din tâi. 24:14. Să nu nedreptățești pe simbreașul sărac și nevoiaș, oamenii care lucrează, să fie că este unul dintre frații tăi, fie că este unul dintre străinii care locuiesc în țara ta, în cetățile tale. Deci, în problemele de ordin economic, mare atenție ca să nu fim nedrepți. Tot în această privință a posibililor nedreptăți, vă mai citesc și din Levitic 19:35, unde avem iarăși o notație concretă asupra problemelor economice. Să nu faceți nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăți, nici în măsurile de încăpere. Să fim corecți la piață, la cumpărături. Să nădăjduim că ne vom lupta cu ispita să nu fim nedrepți, chiar și atunci când vom fi provocați să o facem în asociere cu alții, și să nu uitați așadar, să nu uităm că toți oamenii, în privința dreptății, în fața lui Dumnezeu se află la aceeași distanță. Dumnezeu n-are favoriți și n-are pe alții pe care nu-i apără. Dumnezeu este din oficiu judecătorul și avocatul tuturor, ferice de oamenii care sunt drepți. Și cu ai lor, și cu cei de departe. Așa spunea Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 6, generalizând ca o regulă a dreptății. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, cum v-am spus și v-am adeverit.
Aici mai facem o precizare. Nu toate nedreptățile sesizate ca nedreptăți sunt nedreptăți reale. Pentru că unii vin și își arată dreptatea lor și alții vin și o prezintă pe a lor. Două dreptăți nu sunt. De aceea nu trebuie dat dreptate la cei din tâi veniți. Zice înțeleptul în Proverbe 18:17, cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate. Și uneori chiar din spirit de dreptate poți rosti judecăți nedrepte, poți face aprecieri greșite, fiindcă privești doar pe primul subiect, neanalizând în întregime situația. De aceea este bine ca dreptatea să fie lăsată, să fie hotărâtă de cei care sunt responsabili de dreptate. Noi să ne achităm de sarcina noastră la nivelul nostru și în rest să rămână dreptățile să le facă cei care sunt chemați să lucreze cu judecăți. Amintiți-vă de aceea pilda lucrătorilor vie din Matei 20. Stăpânul a procedat într-un mod ciudat. A ieșit de mai multe ori angajând oameni în via sa. Dimineață, la ceasul al treilea, al nouălea. Apoi, într-un ceas al 11-lea, a angajat o ultimă serie. Convenția inițială a fost un leu de zi pentru fiecare. Dar la sfârșit, oamenii au socotit că a făcut o nedreptate. Și nu uitați că pilda aceasta a spus-o Domnul Iisus. Pe de o parte, așa ar fi sunat, ca o nedreptate. Dar el le-a amintit de înțelegerea lor. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Deci, am notat acest verset ca să înțelegeți, dragii mei, că nu toate lucrurile acuzate ca nedreptăți sunt nedreptăți. Uneori suntem noi înșelați. De asemenea, citez din cartea 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Apostolul Pavel era acuzat de alții. Și el vine și se apără. Și zice, în adevăr, în ce ați fost voi puși mai prejos decât celelalte biserici? Afară doar că numai eu singur nu v-am fost o sarcină. Și apoi vorbește în mod ironic. O, iertați-mi nedreptatea asta. Că alții au făcut-o cu bani și eu v-am oferit-o în numele Domnului. Deși el era acuzat. Deci, dragii mei, nu toți oamenii care se plâng că sunt într-o vreme a nedreptății sunt în mod real într-o vreme a nedreptății. Dar există vremuri și stări de nedreptate. În asemenea vremuri, ce atitudine trebuie să aibă un credincios? Repet, doar la nedreptățile reale, nu la cele imaginare. În primul rând, într-o verificare atentă a vieții, trebuie să apelăm cu stăruință la Dumnezeu. Dar nu fără o verificare a vieții. Iată ce scrie în cartea Plângerii lui Ieremia, capitolul 3, versetele 34 la 36. Când se calcă în picioare toți prinșii de război a unei țări, când se calcă dreptatea omenească în fața celui preanalt, când este nedreptățit un om în pricina lui, nu vede Domnul? Ba da, sigur că vede. Pentru că scrie în versetul următor, cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Deci dacă Dumnezeu analizează foarte profund o vreme nedreptății, n-ar fi cazul să ne examinăm și noi? Mai întâi pe noi înșine. Nouă, celor cărora ni se pare că ni se face o nedreptate.
pentru cei dragi sau chiar pentru străinii care se face o nedreptate. Deschid din nou la cartea Habacuc, pentru că oamenii aceștia au fost contemporani și e vorba de aceeași vreme de nedreptate. Versetele 12 și 13 al capitolului 1. Doamne, nu ești Tu din veșnicie, Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri, Doamne. Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale, Tu, stânca mea. L-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul. Și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi Tu pe cel mișel și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Deci Habacuc se mira, Doamne, cum ridici Babilonul să pedepsești prin ei pe evrei? Și apoi, făcând o analiză profundă, beneficiind de asistența Duhului Dumnezeu, a zis, Doamne, Tu nu ești indiferent să lași oprimarea poporului Tău, dar este nelegiuire. Și ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă rău și Tu, Doamne, pedepsești. Deci cei care sufăr datorită nedreptăților trebuie să suferă în tăcere, să spună ca și tâlharul, pentru noi este drept. Se cuvine pentru ceea ce am făcut. Și totuși, cât spirit de dreptate în acel tâlhar, a zis, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Iată cum dreptatea te face să înțelegi că în anumite situații e normal ca cineva să-și ia pedeapsa, iar altul nu este pentru pedeapsă. Ambele stări sunt vinovății înaintea lui Dumnezeu. Să îi achizi și să-i absolvi de vinovăție pe toți, sau să fii ușurate și să-i condamn pe toți deopotrivă. Dar în stări de nedreptate, fiecare să apeleze la Dumnezeu. Că putem apela și la oameni, dar nu există certitudine de 100% că vor face dreptate. S-ar putea ca oamenii să comită o altă nedreptate. Nu sunt situații pe pământ când un for de judecată regional dă o sentință greșit, poate din lipsă de probe, nu neapărat să te vinovați. Și uneori se apelează la un arfor superior, în aceeași postură, mai poate da și el o sentință de același gen și mai plătești încă o dată cheltuieli de judecată. Și faptul acesta se poate extinde. Deci oamenii pot sau nu pot, vor sau nu vor, Dumnezeu și poate și vrea să facă dreptate. Ferice de cei care înțeleg să apeleze la El, dar chiar de aceea citam, nu poți apela la El fără pocăință, fără a te verifica. Nu poți face pe fariseu când vine înaintea lui Dumnezeu. Iată un cuvânt de intervenție înaintea lui Dumnezeu, așa cum este scris în Psalm capitolul 35. O profeție care îl viza și pe Domnul Iisus Hristos, dar ne poate viza și pe noi sub acest aspect. Citesc de la versetul 19 la 24. Să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași, nici să nu facă semne cu ochiul cei ce mă urmăresc fără temei, căci ei vorbesc de pace, nu vorbesc de pace, ci urjesc înșelătorii împotriva oamenilor liniștiți din țară, își deschid gura largă împotriva mea și zic, ha, ha, ochii noștri își văd acum dorința împlinit. Doamne, Tu vezi, nu tăcea, nu te depărta de mine, Doamne, trezește și scoală-te ca să-mi faci dreptate. Dumnezeule și Doamne, apără-mi pricina, judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine. Apelul la Dumnezeu. Spunea recent cineva o situație care nu-ți creează o stare ușoară nici să o auzi de cum să fi trecut prin ea. S-au dus în Germania să cumpere o mașină, era vorba de o mașină foarte scumpă, și au fost așteptați într-un punct stabilit prin telefon de cei care pretindeau a fi vânzători, și a fost unul care aștepta afară,
Dar când au intrat în acea încăpere, imediat pistoalele au fost în piept, cei dinăuntru aveau cagule pe cap, le-au tras și lor, au fost legați, jefuiți de bani și au scăpat ca prin minune, fiindcă unul din ei a reușit să-și rupă legăturile și a sărit pe un geam. Au rămas fără 20 ceva de mii de euro și de-abia după 2 ani au fost chemați la proces și erau martorii cu numărul 131-132. Câți oameni fuseseră jefuiți de sume mari de bani. În acele momente, la cine ar fi putut să apeleze? Chiar apelul ulterior la judecăți nu le aduce siguranța că suma le va fi restituită. Gândiți-vă ce sumă de bani este la atâți păgubași. Dar ei au apelat la Dumnezeu și i-au mulțumit măcar că au putut să scape cu viață. Spuneau ei că au o nădejde, că rugăciunile lor și postul care l-au adus pe linia aceasta a primit oarecare făgăduință, nu știu exact mai multe detalii. Dar situațiile, vedeți, nu sunt ușoare. Tot din Psalm, că este pe aici pe aproape, vă citesc și din capitolul 43, versetul 1 și versetul 2. Fă-mi dreptate, Dumnezeule! Apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Tu ești Dumnezeul care mă ocrotești. Pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apășarea vrăjmașilor? Dumnezeu să asculte asemenea rugăciuni. El care, așa cum spunea Domnul Iisus, aparent zăbovește. Să ia aminte și să lucreze. Dar ce-i în cauză? Să stărui înaintea lui Dumnezeu. Să strigi. Domnul Iisus spunea în asemenea situații, dar nu acestea sunt singurile, avem multe cauze pentru care trebuie să stărim în felul acesta. Să strige zi și noapte și Dumnezeu va face dreptate. Acesta este un prim pas, să apelăm la Dumnezeu. Un al doilea, cei nedreptățiți trebuie ajutați. E adevărat. Noi o putem face numai în funcție de responsabilități și posibilități. Dar nu fiți indiferenți față de cei care sunt într-o vreme de nedreptate. Amintiți-vă de spusele lui Mardoheu. Evreii trebuiau să suporte un progrom și l-a zis Esterei, poate pentru o vreme ca asta ești la împărăție. Dacă tu nu intervii, Dumnezeu poate să aducă izbăvirea din altă parte, că noi strigăm la el, acesta e primul punct. Dar este nevoie ca oameni, în mod special cei care pot, să sprijinească, să se lupte pentru cei care sunt nedreptățiți. Iată ce scrie în Proverbe 31, făcându-se o provocare pentru dreptate. Versetul 9. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Ia atitudine în fața unei nedreptăți, nu fi indiferent. Se întâmplă unii dintre oameni, un hoț atacă pe cineva sau se întâmplă alte nedreptăți. Și uneori și stăm la o masă de oameni în jur care este indiferent. Care nu sar să apere pe cel care a căzut între tâlhari. Iată care a fost dorința și rugăciunea lui Solomon, 1 Împărați, capitolul 3, pentru slujba ce avea să o ia în primire. El a gândit slujba lui și prin prisma acestui aspect al dreptății și respectiv nedreptății. 1 Împărați 3 cu 11. Iată cum a apreciat Dumnezeu cererea lui. Și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate. Oare ne-am rugat noi să fim oamenii dreptăți?
Să ne sprijinească Dumnezeu să fim folosiți de El în a putea ajuta la restabilirea dreptății, la păstrarea ei. Adaug și din Iov, capitolul 29, versetele 16 și 17. Căci omul acesta a fost un om care s-a luptat pentru dreptate. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Nu era indiferent. Nu se lupta doar pentru dreptatea celor din cetatea lui, unde era apreciat la poartă. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Dacă mai mulți oameni s-ar lupta pentru dreptate, poate le-ar fi mai teamă la cei nedrepți. Dacă atât autoritățile, cât și opinia publică, ca să nu mai spun de cei din biserică, ar fi oameni care țin la dreptate, care flutură steagul ei, cei nedrepți n-ar avea așa trecere. Și cei nedreptățiți n-ar fi atât de mâhniți că cineva îi ajută. Uneori se întâmplă că vrei să faci ceva pentru cineva și nu poți. Dar ți este apreciat gestul. A vrut să mă scape, dar n-a putut. Uneori vezi câte unul cu mașina în pană, te oprești și îi faci. Poate nu poți să-l ajuți cu prea mult, dar să ai bună voință aceasta. Un astfel de om a fost și Moise, despre el vă citesc în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7. Nu degeaba mai târziu a fost ales judecătorul suprem și el și la propunerea socrului său Ietro a instituit un sistem judecătoresc bazat pe dreptate. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 24. A văzut pe unul din ei suferind de nedreptate. I-a luat apărarea. A răzbunat pe cei l-a suprit și a omorât pe egiptean. Și mă adaug doar în privința apărării celor necăjiți, a celor care sunt în nevoi. Cazul lui Ieremia când a fost aruncat în groapă, nu i-a luat nimeni apărare. Știți cine s-a găsit să pledeze pentru el la împărat? Un străin, Ebed-Melech etiopianul. Și a zis el împărat, Ieremia are să moară acolo. Lasă-mă că intervin eu, găsesc niște oameni. Au înșghebat un sistem cu funii și cu haine să-l scoată de acolo. Fiți sensibili față de dreptate și sensibil față de cei nedreptățiți și Dumnezeu va răsplăti. Veți fi într-un spirit ca al lui. El nu poate suporta nedreptate. E drept. Nu este indiferent. Și în al treilea rând și ultimul, noi strigăm la Dumnezeu, facem ce putem și așteptăm să vină vremea. Și ea vine. Căci Dumnezeu va lua măsuri de dreptate la o vreme socotită de El. În mod sigur la judecata de apoi, dar chiar și aici. Să știți că și aici oamenii sunt răsplătiți, fie în bine, fie în rău. Asta nu înseamnă că noi trebuie să dorim răzbunare. Este partea lui Dumnezeu. El nu o face cu patim. Iată ce scrie în Daniel, capitolul 7, versetele 21 și 22. Și contextul de acolo relefează supremația dreptății prin mâna cea puternică a Dumnezeului nostru. După ce sunt prezentate patru fiare nespus de grozave, care culminează cu un corn a cărui manifestare a fost fără precedent, sau va fi mai exact, el zice în 7:21, am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților, celui prea înalt. Și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăție. De ce se privind lucrurile numai în viața aceasta? Există o viață viitoare, veșnică. Noi suferim aici, dar vom fi răsplătiți dincolo. Alții asupresc aici, vor suferi o veșnicie.
Dacă privim doar la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la azi, la mâine, ni se va părea că și Dumnezeu este indiferent și alții nu ne ajută. E o vreme. Suportați-o cu ajutorul și rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Iată cum se va zice în final, vă citesc din Apocalipsa capitolul 15, când cu adevărat, așa cum se spune, vizându-se aspectul economic, contabil, când se vor încheia conturile. Apocalipsa 15 cu 45. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești Sfânt și toate neamurile vor veni să se închine înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Citim și versetul 3, prima parte a rostirilor. Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne, Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile Tale împărate al neamurilor. Dar, pentru că am zis că și aici Dumnezeu face dreptate, vă citesc din cartea profetului Ieremia. O carte plină de nedreptăți, dar și de măsuri de dreptate. Capitolul 17, versetul 11. Ca o potârniche care clocește niște ouă pe care nu le-au oatea. Așa este cel ce agonisește bogății pe nedrept. Trebuie să le părăsească în mijlocul zilor sale și la urmă nu este decât un nebun. Aici în Arad și în biserică la noi a fost un caz. Când cineva, nu mă pronunț eu cât de legală sau de ilegală a fost problema, a făcut ca o familie de credincioși de-ai noștri să se fie dați afară din casă. Și a ajuns undeva pe chirie la bloc. Dar a venit altcineva, a revendicat casa și cel care îi scosese pe ai noștri a fost dat el afară. Și între timp ai noștri au primit o altă repartiție. Face Dumnezeu dreptate? Mi-amintesc că în vremea aceea familia respectivă era foarte deznădăjduită. Nu mai știu ce să creadă. Dar după aceea toate s-au văzut că se împlinesc. Că și aici Dumnezeu face dreptate. Tot Ieremia, capitolul 22, de la versetul 13. Vai de cel ce zidește casa cu nedreptate și o dăile cu dilejuire, care pune pe aproapele său să lucreze pe degeaba fără să-i dea plată, care zice, îmi voi zidi o casă mare și o dăi încăpătoare și voi face ferestre multe, o căptușește cu cedru și o vopsește cu roșu. Împărat ești tu de te întreci în cedri, nu mânca tatăl tău și nu bea și el și totuși el făcea dreptate și judecată și era fericit. Câți monar și șef de state sau ierarhii mai inferioare și-au făcut poate averi pe seama poporului sau altor fonduri cuvenite pe nedrept și mulți n-au ajuns să moară de bătrânețe și liniștiți în casa lor. Că a strigat dreptatea, așa cum zicea Dumnezeu către Cain, sângele fratelui tău Abel strigă din pământ la mine. Și Abel n-a avut un viitor bun. Și tot din Ieremia mă adaugă capitolul 9, versetele 23 și 24. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, adică fiecare cu stările în care dispune, decide, stăpânește. Ci cel ce se laudă să se laude care pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Adică să îți dea liniște în ideea asta, nădejdea că Dumnezeu supraveghează toate chiar pe pământ. Și cu atât mai mult ele se transferă pentru a fi finalizate cu dreptate în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, haideți să luăm o decizie solemnă
și să fim statornici în a practica dreptatea, dar și în a suferi nedreptatea. Atunci suntem desăvârșiți. Să practici dreptatea și să suporți nedreptatea. În Proverbe 21:3 este scris: a face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Foarte mult ține Dumnezeu la dreptate. Ți s-a arătat, Domnului, ce este bine și alta cere Domnul la tine decât să faci dreptate? Deci fă-o. Dar și suportă nedreptate. Pentru că uneori suntem tentați, dacă cineva mi-a făcut mie o nedreptate, se aplică un sistem ca în armată, știți? Că ciclul anterior a chinuit pe cei care le-au venit lor să instruiască și ei la rândul lor chinuie pe alții. Nu, nu este corect că dacă altul strigă la mine, să strig și eu la următorul. Este corect să suport dacă unul strigă la mine și eu să vorbesc frumos, adresându-mă celuilalt. Așa spune Petru în 1-a sa epistolă, capitolul 2, versetul 19. Căci este un lucru plăcut. Ați reținut că și în Proverbe era tot plăcut? Deci e plăcut să faci dreptate și la fel de plăcut înaintea lui Dumnezeu să suferi nedreptate. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Ciudat. Îi place la Dumnezeu să suferi pe nedrept. Nu-i place să suferi, îi place că tu poți să suporți să suferi. Se va dovedi că nu-i place când va lua măsuri ca să facă dreptate. Dacă putem să rezistăm în această stare, în această dublă ipostază, vom fi vrednici să înviem la învierea celor drepți. Așa spunea Pavel, Faptele Apostolilor 24:15, va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Asta spunea Ioan în predica sa, la întrebarea unor, noi ce să facem? Să nu cereți nimic peste ce v-a fost poruncit să luați, să vă mulțumiți cu lefurile voastre, să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, să fiți corecți. Îi spunea tot Mântuitorul, Luca 16 cu versetul 10, cine este credincios sau potrivit cu ceea ce avem noi, nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Deci fie stări grele, fie mai ușoare. Să suportăm nedreptatea cu rugăciune, cu milă față de ceilalți și în liniște, ceea ce îți poate da puterea să suferi nedreptatea, că Dumnezeu vede și este El îndrept suficient și în măsură destul de puternică să ia El măsuri. Dumnezeu să se îndure de cei care trec prin vremi de nedreptate, să-i sprijinească și pe noi toți să ne ajute să fim oameni ai dreptății sale. Amin.